Facilități pentru firmele care angajează tineri absolvenți. Statul le asigură timp de un an de zile toate cheltuielile. 2250 de lei pe lună este subvenția de care beneficiază angajatorii. Tinerii absolvenți trebuie să fie înregistrați la AJOFM Mehedinți ca persoană în căutarea unui loc de muncă, iar până în acest moment au mai rămas doar 50 de locuri disponibile. Proiectele europene oferă facilități firmelor care angajează tineri absolvenți având vârsta cuprinsă între 15 și 25 de ani. Timp de un an de zile, angajatorii vor primi o subvenție în valoare de 2250 de lei pe lună pentru fiecare angajat. De asemenea, acest beneficiu implică și anumite condiții pentru angajatori, una dintre acestea fiind perioada nedeterminată a contractului de muncă. Ce facilități au angajatorii care angajează tinerii absolvenți? Astăzi când discutăm, mai avem pe proiecte europene o finanțare pentru angajatorii care angajează tinerii absolvenți, chiar promoția 2020, mai avem încă 50 de locuri, pot să prezinte solicitări. Ei vor primi pe o perioadă de un an de zile câte 2250 de lei pe lună pentru persoana respectivă. Condițiile sunt următoarele. Să fie tânăr absolvent, să aibă vârsta între 16 și 25 de ani, să fie înregistrat la noi ca persoană în căutarea unui loc de muncă, contractul de muncă să fie pe perioadă nedeterminată și, condiția obligatorie, 18 luni trebuie să îl țină, de la data când i s-a încheiat contractul. Iar angajatorul primește în fiecare lună, v-am spus, 2250. Eu zic că e o sumă rezonabilă, că dacă dăm la o parte cheltuielile cu salariile, tot mai rămâne cu un milion. Deci statul îi asigură pentru tânărul respectiv un an de zile toate cheltuielile. Această subvenție reprezintă un mare avantaj pentru angajator, statul asigurându-le timp de un an de zile toate cheltuielile pentru fiecare angajat. Tinerii care s-au înregistrat la AJOFM ca persoană în căutarea unui loc de muncă sunt chiar cei care îndeplinesc condițiile pentru ca angajatorii să beneficieze de 2250 de lei pe lună.